CNAS anunță că acest card va fi înmânat titularului în baza unui act de identitate și a semnăturii de primire. În situația în care, după minimum două prezentări la domiciliul asiguratului dovedite pe baza avizului de transmitere, cardul nu a putut fi predat beneficiarului, acesta va fi predat casei de asigurări teritoriale în evidența căreia se află asiguratul. Tipărirea și distribuirea cardului național vor continua în următorii 4 ani pentru persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani și vor dovedi calitatea de asigurat. După distribuirea cardului național va urma o perioadă în care vor rula în paralel cele două sisteme, pentru că atât asigurații cât și furnizorii de servicii medicale să se acomodeze cu această soluție informatică. Cardurile de sănătate vor fi trimise prin poșta asiguranților până la sfârșitul acestui an, cea mai mare parte, 90%, fiind distribuite în septembrie și octombrie. Ele sunt obligatorii, pentru că din 2015 toate serviciile medicale ar urma să fie validate și decontate doar prin aceste carduri. Cu ajutorul acestora se va ține o evidență strictă a serviciilor medicale decontate pentru fiecare asigurat. De fiecare dată când ne prezentăm la medicul de familie sau la medicul specialist, doctorul va completa în sistemul electronic serviciul de care am beneficiat. Eventualele boli grave pot fi înscrise numai cu acordul pacientului.